pentru că Sinaia a fost gândită ca o stațiune, aristocrații secolului al XIX-lea au fost primii care și-au construit aici reședințe de vară. Este și cazul castelului Știrbei, ridicat de prințesa Alina și de soțul ei, generalul Emanuel Florescu, fost prim-ministru al României și ministru de război. Clădirea a avut mai multe funcționalități. În perioada comunistă a fost o casă a pionierilor. Aici după aceea au fost diferite sedii de instituții publice, iar de la sfârșitul anului 2015 funcționează Muzeul Orașului Sinaia. Fiind cea mai veche clădire, este cea mai potrivită, așa am considerat noi, pentru a reprezenta istoria și memoria orașului Sinaia. Tot ce veți vedea în acest muzeu are legătură directă cu orașul, cu locuitorii orașului Sinaia. Erau multe lucruri cunoscute despre Sinaia, pe care nici măcar o mare parte din cei care locuiesc aici nu le cunoșteau. Și am vrut ca toate aceste lucruri speciale să le adunăm într-un loc și am reușit la Muzeul Orașului nostru. Cei care vor trece pragul clădirii vor regăsi povești și obiecte locale în mai multe săli tematice, printre care salonul aristocratic, cel dedicat personalităților, cercetașilor sau naturii, pentru că în Sinaia s-au pus bazele sporturilor de iarnă, bob, sanie și schi alpin, care este practicat încă din perioada interbelică. Muzeul găzduiește o sală dedicată acestei ramuri. Avem trofee donate, avem schiuri vechi, avem chiar și o butaforie a unei cabane turistice care în zilele noastre nu mai există. Și Parcul Național Bucegi a avut o contribuție însemnată la înființarea muzeului. Există o machetă interactivă unde putem vedea vârfurile din munții Bucegi, cascadele, cursurile de apă și alte lucruri interesante. Avem trofee, avem descrieri ale plantelor și animalelor care se regăsesc în munții Bucegi. În Muzeul Orașului Sinaia este și această sală a orașelor din Europa cu care stațiunea este înfrățită. Una dintre ele este foarte veche, de aproape 50 de ani, cu orașul italian Aosta. La acea vreme doar câteva orașe din Franța și Marea Britanie erau înfrățite. Unul din avantajele acestei înfrățiri a fost că foarte multe generații de copii din Sinaia au învățat limba italiană din clasa a doua. Foarte mult timp s-a învățat ca materie opțională chiar și la liceu în clasa 11-a, chiar până de curând. Au fost făcute foarte multe schimburi culturale între Aosta și Sinaia. Personalitățile din lumea politicii, scriitorii, muzicienii sau artiștii renumiți care sunt într-un fel sau altul legați de cocheta stațiune au o sală dedicată, sala personalităților. Îi regăsim aici printre alții pe George Enescu, Ștefan Lucian, Paul Smărândescu, Nicolae Iorga, părintele Arsenie Boca și Ile Caragiale. Muzeul este și un spațiu de relaxare. Vizitatorii pot savura o cafea proaspăt măcinată, așa cum o făceau și aristocrații din alte vremuri. Locul dispune și de spații de cazare. 6 camere stau la dispoziția vizitatorilor, care vor să rămână peste noapte în muzeu. Una din camerele din incinta muzeului este camera Baldachin. Aici o noapte de cazare costă 80 de euro. În camera dublă o noapte costă 50 de euro, în cea matrimonială 60, iar apartamentul costă 100 de euro. Prețul unui bilet pentru Muzeul Orașului Sinaia este de 15 lei pentru adulți, 7 lei pentru elevi și studenți și 5 lei pentru grupuri de minimum 10 vizitatori. Programul este de miercuri până vineri între orele 11:00 și 16:30, sâmbătă între orele 11 și 18, iar duminică între 10 și 14.